Alianțele au devenit pentru unii politicieni un fel de troc al cărui unic scop este acapararea puterii. Politicienii au uitat de principiile partidelor pe care le reprezintă și astfel au dat naștere unor adevărate struțocămile, sub umbrela cărora s-au aliniat partidele de stânga cu cele de dreapta și de centru. Alianțele s-au făcut și s-au desfăcut. Uitați-vă la alianța, să zicem, USL. Ea comprimă trei partide, fiecare cu câte o direcție, cel puțin la modul declarativ. PSD e partide, se declară cel puțin partide stânga, de centru stânga, PNL partide dreapta și PC, nu? O combinație între ambele zone. Partidele de dreapta s-au aliat și ele și au format Alianța România Dreaptă sau ARD. Pe perioadă de criză economică, formațiunile de dreapta propun politici care să sprijine mediul economic și să ajute la relansarea economică. Tot pe perioade de criză, partidele de dreapta pierd teren în fața politicilor populiste promovate de formațiunile de stânga. Politicile populiste duc de cel mai multe ori la creșterea inflației, iar ceea ce primești de la stat cu o mână, dai înapoi cu două. Cam ceea ce se întâmplă în România ultimelor luni. Ar fi nevoie nu de o forță politică de stânga care ar încuraja excesul de măsuri populiste, excesul de protecție socială, pomenile într-un cuvânt și mai simplu spus de tot soiul. România, cred că are nevoie la ora aceasta de o guvernare de dreapta, care să încurajeze investițiile, care să facă totul pentru relansarea economiei. Ca principii de guvernare, partidele de dreapta sunt orientate către Europa și Occident și către susținerea investițiilor care creează la rândul lor locuri de muncă. Partidele de dreapta nu încurajează nemunca și susțin reforma statului prin reducerea numărului de parlamentari și revizuirea Constituției.